Bun găsit! Chiar și la această oră vântul suflă cu putere. Sunt moment în care este aproape imposibil să stai aici pe malul mării din cauza faptului că vântul suflă cu peste 60 de km la oră. Colegul meu, Florin Boboc, vă arată acum în imagini cât de bine suflă vântul și cât de repede este scos, ridicat nisipul de pe plajă și trimis pe stradă din apropierea stațiunii Mamaia. Vântul a fost atât de puternic încât mai multe umbrele au fost pur și simplu spulberate, culcate la pământ pe plajă din Mamaia, iar turiștii, puțini care sunt în această perioadă la mare și care sperau să profite de aerul curat și de vremea bună, au fost alungați astăzi de pe plajă.